Nick Jonas urcă încă o dată pe marele ecran, de această dată cu un rol într-un film despre cel de-al doilea război mondial. Midway, filmul lui Roland Emmerich, este blockbuster de acțiune cu multe efecte speciale și o poveste americană ce înclină mai mult spre propagandă militară decât spre acuratețe istorică. Acțiunea filmului se bazează pe lupta pe care au dat-o americanii cu japonezii în cel de-al doilea război mondial la Midway. Data de lansare nu a fost aleasă deloc întâmplător pentru că 8 noiembrie este ziua veteranilor din Statele Unite ale Americii.